De ce ar aduna cineva mormanele acestea de zăpadă de pe marginea trotuarului, de la bordura, cum s-ar zice, unde este specialist marele șurubaru, curățenie la bordură? Nu? Doar banii oricum, se topește zăpada și banii oricum sunt încasați. Iar mizeria și apa rămân, dar mai ales mizeria. Sfârșit de 2018, orașul Comoară. Extrem de bine administrat, în beneficiul clientelei politice a PDL. PDL al PNL, ca să fim mai clari. Și asta este o arteră principală, nu? Strada Morților.